Salut! Astăzi vreau să vă arăt tufele mele de agriș. Agrișul, acest fruct minunat care provine din Asia și care ne oferă o paletă deosebit de bogată de nutrienți, de antioxidanți, de minerale foarte valoroase ca magneziul și zincul. Și să nu uităm de vitamina C. Aceste fructe minunate au început să se coacă, suntem în data de 20 iunie. Fructele se transformă încet dintr-un galben pai într-o nuanță roșiatică. Ele sunt un soi de agriș normal, dar văd cu surprindere plăcută că se transformă în roșu. Ambalajul nu spunea că ar fi agriș roșul, dar, așa cum vedeți și voi, se transformă încet, încet într-o nuanță roșiatică. Gustul este deosebit de plăcut. Sunt acrișoare, dar și dulci în același timp. Consistența este crocantă, asemenea unei boabe de strugure coaptă. Pielița este crocantă, iar în interior este o pulpă zemoasă, la fel ca boaba de strugure de masă. După cum vedeți, rodul este abundent, chiar dacă eu nu le ud în mod sistematic, s-au dezvoltat foarte bine doar prin udările ocazionale de urgență pe care le fac în perioadele cu secetă intensă. De aceea am hotărât să multiplic acest soi minunat de agriș și cum am vreo două tufe care se dezvoltă foarte bine, am să iau din această tufă câți valăstari anuali care s-au dezvoltat destul de bine, au o înălțime de aproximativ 50 de centimetri și tai din ei vreo 30 de centimetri. Acești lăstari anuali au la bază și o parte lemnificată. Această parte lemnificată va fi cea care va intra în contact cu solul, pentru că împreună astăzi le vom și planta. Am îndepărtat de pe butașul nostru cu lungimea de 30 de centimetri, 15 centimetri am îndepărtat de la bază toate frunzele și au rămas doar spinii, pentru că acest soi de agriș are și spini, și îl vom planta în pământ. Cu o sădilă facem o gaură circulară cu adâncime de 10-12 cm și introducem noul butaș în pământ. Ne asigurăm că avem un contact ferm între sol și butaș. Repetăm în felul acesta operațiunea până plantăm toți butașii pe care astăzi i-am pregătit. Eu am pregătit 10 butași, butași pe care vreau să-i plantez într-un nou aliniament, unde am plantat în toamnă niște meri și printre aceștia, la un interval de un metru distanță între plante, plantez acești butași de agriș. După ce plantăm butașii, le facem și un marcaj ca să știm unde i-am plantat, astfel că dintre bețe simple le vopsim cu galben, am avut eu la îndemână, le punem la fiecare butaș câte un indicator de locație ca să știm să nu-i călcăm, să nu-i rupem când vom îndepărta cultura existentă de ceapă în cazul meu. Vă rog să scuzați costumația, dar este foarte cald, este abia ora 7 dimineața,
și sunt 22 de grade. Este o zi cumplit de caldă și ca de altfel toată săptămâna care a trecut și se preconizează ca și săptămâna viitoare să fie caniculă. Deficitul de apă este major în sol, trebuie să facem udări, pentru că fără udare plantele sunt într-un șoc peste care nu vor trece cu ușurință. Continuăm operațiunea până facem marcajul tuturor plantelor de agriș pe care astăzi le-am plantat, recoltat și plantat împreună cu voi. După care, obligatoriu, udăm. Am udat astăzi în 3 serii cam 1 litru de apă la fiecare plantă în parte. Am să revin să le ud din nou peste 3 zile. Las ca perioadă de acomodare o zi, două, după care trebuie din nou să le udăm. După ce am terminat operațiunea de udare, facem și o operațiune de mulcire cu iarbă cosită. Iarba cosită va constitui o barieră împotriva transpirației solului, va împiedica astfel pierderea apei și va fi totodată un scut împotriva razelor solare care să nu încălzească foarte tare pământul din jur. Încercați și voi, este o operațiune simplă, cu rezultate bune. Să vă bucurați de plante și să fiți sănătoși! Astăzi v-am arătat felurile de agriș pe care le-am în grădină. Am recoltat împreună câțiva butași și i-am plantat. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!